Incidentul a avut loc miercuri 15 octombrie la ora 15 și el a fost sesizat chiar de fiica femeii și soția bărbatului în cauză la secția de jandarmerie Blaj. Scandalagii au fost amenințați fiecare cu amendă de 200 de lei. Din primele verificări, se pare că soacra i-ar fi reproșat ginerelui faptul că, în urmă cu aproximativ un an, i-ar fi bătut un cal. La rândul său, ginerele a spus că, începând din momentul incidentului cu calul, aproape în fiecare zi soacra îl înjură și amenință și, deși a încercat să o determine să dea uitării acel episod, nu a reușit să o potolească în niciun chip pe femeie. Scandalagii au fost identificați și au fost sancționați contravențional cu câte o amendă în valoare de 200 de lei. Potrivit prevederilor codului penal, tulburarea ordinii și liniștii publice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.